Dumn prost. Pă bune, e mai de bun simț, măcar să știe omul. Ok, deci cea mai frecventă întrebare pe care o primesc de departe este: ce părere ai despre cearta dintre Abi și Vera? De partea cui ești? De partea lui Zbâr? De partea lui Vera? Erai prieten cu ei? Mai ești? Băi, o să vă dezamăgesc. Știu că cu toții vreți să știți care e părerea mea despre scandalul ăsta, dar o să vă dezamăgesc. Nu am nicio părere despre scandalul ăsta. Nu am de ce să am o părere despre scandalul ăsta. Pentru că nu am fost acolo când s-au întâmplat toate fazele. Nu cunosc toate fazele și de ce mi-aș da eu acum cu părerea dacă eu nu sunt parte din scandal, dacă eu n-am fost acolo, doar așa ca să mă aflu în treabă, să fie și lumea atentă la mine. Din păcate, lumea este atentă la scandaluri și lumea dă mult prea multă importanță acestor scandaluri. De astea se fac atâtea scandaluri doar pentru crowd, doar pentru followers. Mi se pare trist, mi se pare o prostie. Eu n-am răspuns niciodată la atacuri. Am încercat pe cât posibil să nu răspund, deși m-au enervat multe atacuri adresa mea, să nu răspund la chestii doar așa ca să mă aflu în treabă. Am răspuns doar atunci când am fost disuit de un fost coleg de trupă cu mine, care m-a făcut pe la spate ca un șarpe, că atât a adus mintea. Și când a fost faza aia cu Gogani, care era o chestie de principiu, că ei spuneau o chestie de principiu acolo, nu spuneau vreo bârfă de asta proastă. Dar nu... Nu am de ce să-mi dau eu cu părerea despre treaba asta și pur și simplu cred că n-ar mai trebui să fim atâta de interesați de dramă, de toate treburile astea mondene, de toate scandalurile astea, pentru că, până la urmă, lumea se bate pentru atenția voastră și dacă voi la asta sunteți atenți la scandaluri, o să generați mai multe scandaluri și mai multe rufe care se spar în public. După părerea mea, ideal ar fi ca orice chestie de genul ăsta să fie soluționată în privat. Eu mereu am încercat să fac treaba asta până în ultimul moment și mereu am încercat să am cât mai puține videoclipuri în care vorbesc despre orice drame și orice chestie la mine pe YouTube. Am două, nu-mi place că am două, dar am fost nevoit să le fac pe amândouă și pe ăla cu Gogani și mai ales pe ăla despre Exploit și Abi. Era chiar trebuia făcut, pentru că toată lumea avea impresia că eu l-am făcut pe boul ăla pe la spate, când adevărul a fost complet invers. Ați întrebat vreodată ce?